te rog, omoară te, te rog eu. Wow! Wow, bun venit, nu te-am văzut acolo. Wow, nici nu mă așteptam la asta. Ne-am întors în meniu, acum putem să continuăm pe altceva puțin mai nefrust. Să jucăm Revenge of Meta Knight. Avem altă variantă, bă. Meta Knight e așa cool și edgy. Serios. Bineînțeles. Din nume e clară chestia asta, deci. Kirby's here, he's heading towards us. Oh, nu. Vrei să fii tipul ăsta? Tipul ăsta? Da. Care e gen cel principal? Adică din dialog. Oh, stupid. Mă rog. Citește. He'll get in the way. Get rid of him. Mr. Meta Knight, what shall we do? O să fii Meta Knight pentru că tu ești edgy. Ok. Asta e Meta Knight? Da. Soldiers near the deck assume combat mode. De ce să presupună combat mode și de ce să nu fie direct combat mode? Wow, wow, wow! Asta da intro. Unde trebuie să iau? Oh, e tipul ăsta care nu... Oh, fuck. Asta e nou. Ah, ba nu, dar îmi place. Au, ce m-a lovit? Fă-mă yo-yo. Dar mie îmi place yo-yo. Te cheamă Gim. Gim? Da. Gim. Trebuia să nu apeși aia, sau ba da. Bineînțeles că trebuia să o apăși. Kirby's in the rocket valve. Release heavy lobster, quickly! Quickly! Just chop chop! Chop chop! Chop chop! Nu mai pe mine, mă enervează! Chop chop! Nu, tipul ăsta o să mă facă chop chop! Oh. Nu! Expresia! Da, știu, Andy! Te enervează și pe tine? Nu! Nu te enervează chop chop? Nu! Adică... depinde cine o zice și cum o zice. Wow, ce-a fost aia? Oh, Kirby's... tu ești Meta Knight. Ah, prepare for the take of love. Ok, main engine. Tu nu mai ești Meta Knight. Fuck off. Take off! Eu nu am cum să-l lovesc pe asta. Wow. Ce-a fost asta? Ce se întâmplă? Oh, shit. Oh, deși tu ești la fel de confuz ca mine. Kirby's been blown to the ocean. Am uitat ce bă am făcut pentru asta. I conquered Dreamland with the halberd. Our first target, Grape Garden. Ok, deci ziceam chop chop. Vorbeam cu Erdin și amândoi am fost de acord că chop chop e foarte enervant. Oh. Ceva să-ți zică... Come on, float along, chop chop. E așa enervant. Să zici cuiva chop chop. Ce acolo jos. Oh, stai aici, putem să o luăm în apă? Mereu putem. Oh, da, stai. Yum. Au. Yum. Da. Asta nu e tipul cu bombe. Oh. Care Bomberman. N-avea un nume atât de greu. Nu, Bomberman e din Krabby. Da, știu, dar ce tu? Asta arată ca unul din nivelurile din Spring Breeze. Doar că e mai edgy. Doar că Meta Knight. Nu, e doar mai edgy. Care mai edgy? Meta Knight, Reaper sau Shadow the Hedgehog? La ce te referi prin Reaper? Te referi la caracterul din Overwatch sau? Care alt Reaper mai există? Nu știu. Stai. Jos. Stai, trebuie să-mi dau drumul la aer. Nu a prea ajutat chestia Physics. Asta.
tu ai nevoie. Ah. Wow, suntem sub apă și eu merg sub apă foarte repede. Chestia asta e fucking... E cu slide? Adică... Slide? Da, gen, se mișcă nivelul după noi. Da. Știi, mereu am urât nivelele cu slide din alte jocuri, dar asta pare ok. Da, gen, nu e fucking... cei sute de kilometri pe oră, move fast. De obicei, asta e problema la ele, că sunt prea lente și îți strică pasul tău, dar asta e exact la fel asta ca e... și pasul tău din Kirby. Asta e problema ta. Da, e problema multora. Da, pentru mine n-ar fi niciuna, e efectiv modul meu de joc. Oh, putem fi Puppy Bros amândoi, în sfârșit. Știi de când mi-am dorit asta? De mult timp. Dar de ce vrei să stai, fim Puppy Bros? Stai, De ce vrei să fim? Pentru că, uite ce cool e. Wow. Poți să simți lagul și timpul care se duce degeaba. Nu se duce degeaba, suntem Puppy Bros. E stai, copacul? Asta nu-i nivelul din... Ba da, e! Wow, what? Mă simt nostalgic acum. Ah, what the fuck? Ce se întâmplă, Andy? Explică-mi, dăm lore-ul. Suntem Puppy Bros și ne luptăm iar cu copacul. Da, dar de ce? De ce se întâmplă asta din nou? Stai, e Revenge of Meta Knight Cannon pentru că... Oh, shit! Oh, shit! E... Că am dus păsările la copac. Dacă mai ții minte. În Dynablade. Nu, nu mai ții. Atunci când ai împins cuibul ăla de păsări? A, da! Ceva cu Trust, cu Cannons. Cumva e un Blast to the Past, toată chestia. Și eu mă gândeam la același lucru. Good, he'll never catch up. Are you sure? Dar o să rămânem Puppy Bros tot jocul? Ce? O să rămânem Puppy Bros tot jocul? Puppy Bros? Da, Puppy Bros. Păi e Puppy. E Puppy. Da, dar e pe o... Nu citești Puppy în engleză. Nu te simți mai fericit că suntem Puppy Bros? Hai pe ușa asta. Ah, fuck. Mă gândeam că ajungi până îmi explodează bomba. Deci acum tu n-ai aruncat bomba. Wow. Nu putem să o luăm încoace. Nu. Ce-i nivelul ăsta? Care-i pointul chestii astea? Viața aia. Care am pierdut-o? Eu n-am pierdut-o. Era frică, Mihai. Prea putem să mai fim Puppy Bros. Uite ce fericit sunt. Da, și uite cât de confuz sunt eu. De Kirby e perfect pentru mine, mereu pare confuz. Sau nu neapărat confuz, dar... atât de neutral. Kirby e un pur neutral. Nici da. Nu-mi drăzni să iei altceva în afară de Puppy Bros. Ok. Trebuie să o luăm în sus? Nu. Nu așa se joacă Krabby. A, trebuie să luăm iar pe ușa asta? Da, a, asta a fost tot pointul ușelea. Credeam că continuăm jocul sau ceva. Și ce ar trebui să faci pentru fanii okay. foarte înrăiți de pe canalul tău, Mini Mihai, să faci din nou publice videoclipurile în care jucam ceva. Nu cred că le mai am. Le-ai șters. Oh, sau
Te referi la alea de SNES? Adică... Da, da. Mă refer prima dată când am jucat Mario și Mario 3 și Battletoads. Cred că Battletoads nu mai am. Battletoads în Double Dragon. De ce le-ai șterge? Nu știu, am șters multe chestii. Dar întrebarea e de ce? Pentru că am zis că o să-mi fac propriul canal. Păi nu sunt nelistate? Pentru că... Cred că sunt nelistate, habar nu am anum. N-aș înțelege de ce le-ai șterge. Știi, am șters videourile alea gen... Pupă-mă. Am șters videourile alea cu Sumotori Dreams și fucking Happy Wheels. Dar videoclipurile cu noi erau destul de amuzante. Da, cred că le mai am. Erau enjoyable. Toată lumea să se ducă pe www.minimihigh.org. Nu! Fuck! Din cauza ta am uitat să fac gluma. Îmi pare rău că era să pierdem Peppy Bros. Peppy Bros. Peppy Bros. În episodul următor.